Între 5 și 7 august, Adit Timiș a organizat o serie de activități de educație ecologică în cadrul școlii de vară. La acest eveniment au participat elevi de la școlile gimnaziale numărul 1, 2 și 4 din Timișoara. Copiii au avut ocazia să învețe despre importanța protejării mediului înconjurător prin diverse activități interactive. O parte din program a inclus ore de educație ecologică, unde elevii au fost implicați în discuții și prezentări despre problemele de mediu actuale, sustenabilitate și modalități de a contribui la un mediu mai curat. De asemenea, participanții au avut ocazia să participe la jocuri educaționale, menite să stimuleze creativitatea și spiritul de echipă, în timp ce învățau despre importanța reciclării și a conservării resurselor naturale. Activitățile au fost bine primite, elevii arătând un interes deosebit pentru subiectele discutate și demonstrând voința de a se implica activ în protecția mediului. Prin aceste inițiative, Adit Timiș a reușit să inspire o generație tânără să devină mai conștientă și responsabilă în ceea ce privește impactul lor asupra mediului.